care în fiecare dimineață e alături de noi, Double Case. Și o să vă spunem în câteva momente despre... Bună dimineața, până atunci, Oksana. Așa. Mie îmi place că de fiecare dată e cineva nou. Așa îi cunoaștem pe fiecare, a impresia, până la urmă o să știm pe toți. Acum vorbim cu directorul de marketing. Așa, da? Și a zis, ziua marketologilor. Absolut. E coincidență, lasă că știu. Dacă nu știți, Double Case este unica școală de trading din Chișinău. Cursurile sunt predate de trader cu experiență, utilizând o metodologie inovatoare implementată în peste 23 de țări. Dar care este metodologia, ai să afli și tu dacă desigur participi la concursul nostru și scrii cuvântul bani și îl expediezi la 9955 de pe telefonul tău mobil. Cursurile sunt potrivite începătorilor, dar și persoanelor cu experiență în tranzacționare. Adică dacă crezi că ești cumva un guru sau știi despre piața financiară, crede-mă că o să fie lucruri pe care o să vă le zic acolo, pe care nu le știai, poate. E adevărat, dacă crezi, virgulă, nu e așa. Haideți, mai ai de învățat. S-o întrebă și pe Oksana. Oksana, cum ai aflat tu de Double Case? Da, bună dimineața încă o dată. Deși eu vin dintr-un domeniu diferit, sunt în domeniul marketingului. În 2018, când am făcut cunoștință cu compania Double Case, și anume cu tranzacționare, vreau să spun că a fost un moment foarte important pentru mine, pentru cariera mea, pentru că eu atunci, real, am venit o persoană, dar în timp deci s-a transformat într-o cu totul altă persoană. Eu numesc asta în sensul bun a cuvântului. Exact. Vii o persoană simplă, iar după curs, deci cunoștințele care sunt predate acolo, deci te ajută să vezi lucrurile global. Și asta schimbă foarte mult mentalitatea. E important să vedem să avem un orizont din ăsta mai deschis, mai larg, să vedem mai multe lucruri dintr-o altă perspectivă. Pentru că atunci când foarte mulți aud de trading, trading, piramidă, minciuni, știi? Dar în timp când adun lecții și cunoștințe, îți dai seama că de fapt e cu totul altceva, adică poți să câștigi din asta, nu? Exact. Și multe persoane, deci cred că dacă au deja o meserie sau, nu știu, vin dintr-un alt domeniu, avocat, jurist sau medic, cred că tradingul nu le se potrivește. Exact, asta se întâmplă în cazul tău, că tu ești în alt domeniu, dar ai ales tradingul. De ce? Exact. Pentru că eu la început am venit fiind curioasă, să văd ce e asta, pentru că sunt o persoană ca multe altele cumva captivată de dezvoltare personală și întotdeauna încerc să aflu, să cunosc. Și când am ajuns la cursuri, deci chiar am înțeles cum funcționează economia globală. Și în timp am început să văd, dar de ce valuta crește? Când este mai potrivit să schimb eu? Poate astăzi sau mai aștept 2-3 săptămâni? De ce cresc prețurile la gaze, de exemplu? Sau de ce scade? Și atunci toate momentele astea m-au ajutat inclusiv să iau decizii și pe plan personal. Atunci când, nu știu, când trebuie să iau o decizie, deci foarte bine am învățat să calculez, să analizez, să calculez riscurile inclusiv, pentru că ele întotdeauna sunt și este ceva normal. Adică să nu te bazezi pe cumva Mercur retrograd și chestii de astea, cum se bazează toată populația. Bă, știi cum, eu știu un coleg așa care zice, întotdeauna când face vreo tranzacție de astăzi, trebuie să vând un apartament, să cumpere nu știu ce, astea mai mari, așa, el se duce la mătușa sa și aia îi spune, nu, vezi, Mercurul e retrograd, nu, deci până atunci nu trebuie să vinzi apartamentul, așteaptă un piculeț. Aici e un piculeț altceva la voi, exact, nu? Este o abordare sistemică, o abordare bazată pe cunoștințe, deci înțelegi ce faci, ca un condus. Ai un traseu de parcurs și atunci îți dai seama, băi, încotro eu fac, la dreapta, la stânga. Mercur retrograd, doar că real. Adică în viața reală, adică, și asta contează. Ca să le explicăm și celor care ne ascultă și ne privesc așa mai pe limba poporului. Adică omul care vrea să vândă sau să cumpere un apartament, o să-i ajute aceste cursuri? Da, cu siguranță. Siguranță o să-l ajute, pentru că o să-și pună întrebări. Dar care este rata de referință la momentul de Republica Moldova? Dar care este, de exemplu, în Statele Unite? Începe să urmărească deci, ce se întâmplă acolo. Care este PIB-ul țărilor? Deci este, să spunem așa, economie care noi o știm din teorie de la universitate, aici este practică. Sunt niște informații pe care înveți să le urmărești, știi ce site-uri să accesezi, deci nu te mai uiți la toate prostiile pe Facebook, dar știi exact unde să te cum duci ca să iai cunoștințe. E vorba până la urmă și de ce spunea Oksana un pic mai devreme, de schimbarea anumitor valute. Dacă, de exemplu, schimbi niște bani. Eu, nefiind în domeniul economiei, din cașca mea de prieteni, eu sunt cioara albă, dacă vreți așa, adică toți sunt din domeniul financiar, juridic și multe altele. Macroeconomia e legată mai mult de bănuții mai mici, într-o mare parte. Și atunci înveți cumva și un fel de macroeconomie aici. Pentru că bănuți cu bănuți, tu fiind din domeniul marketingului, bănuți cu bănuți,
la final adună un buget frumos, nu? Și atunci, exact, chiar dacă avem sume mici de bani de schimbat, trebuie să știm cum fluctuează ca să... Trading foarte mult schimbă perspectiva și percepția banilor. Deci începi să gândești deja în valute, deci nu mai gândești la nivel cât costă ceva în lei moldovenești, dar atunci când tu convertești în valute, îți dai seama că 1000 de lei în moldovenești, 50 de euro și nu este atât de mult. Deci cumva și blocajele ce ține de câștiguri, ele dispar, pentru că gândești în cifre mult mai mari. Și eu cred că asta este o... Și atunci aspirațiile sunt mai mari, da? Exact. Wow. Păi, e... No, aici un fel de, eu fac o paralelă acum ce ai spus tu, că ai venit la cursurile, deși ai trecut și tu cursurile astea de... Da, câți ani în urmă? Eu am trecut cursul de două ori, prima dată în 2018, da, și după care am trecut în 2021. Da, de ce de două ori? Se mai schimbă și cursurile, perfecționale. Ne mai schimbăm și noi și percepem diferit informația. Așa, un fel de master. Mă, ia aceeași chestie, ia prindeți-vă și voi la idee, că ați prit un film de 10 ani în urmă. Da. Acum, dacă îl priviți, o să vedeți cu tot altceva. Altceva începi să vezi în filmul acela. Pentru că la noi vederea, eu am un pic mă abat, dar la noi vederea, de exemplu, tu vezi 5, maxim 10% din imaginea pe care ți se dă, știi? Adică care... Și a doua oară, vizionând acest film, tu vezi încă ceva, încă plus vreo 5% care nu le-ai văzut atunci, știi? Exact așa bănuiesc eu că și în cursurile astea. Pentru că nu poate toată informația să-ți intre în cap deodată. Adică, ceva se mai duce pe părți, știi? Cu răspunsul, un pic așa, te rog să mă reții și să ții minte ce zici. 9955 este numărul scurt de SMS-uri. Acolo așteptăm parola bani, în cazul în care îți dorești tare mult un curs de trading în valoare de 9000 de lei. Așa. De la Double Case. Deci, mai aveți câteva minute la dispoziție ca să reușim până la finalul acestui interviu și acestei reprize să dăm acel curs de 9000 de lei, în valoare de 9000 de lei. Un curs de trading în care vei învăța de toate. Cum să devii un trader absolut cu experiență. Da, și nu doar să devii trader, dar pentru tine personal informația asta cred că o să-ți ajute. Chiar dacă ești un director de companie, chiar absolut, dacă ești un... domeniu, da. Deci, eu cred că această informație și ai de unde învățați. Dacă știi de ideea că permanent trebuie să înveți sau ai de la cine învăța și permanent trebuie să înveți, atunci ai să izbutești, ai să reușești. Bun, parola bani 9955. Oksana, ce îți place mai mult în trading sau revenind la ce ziceam mai devreme? Până să răspund la ce îmi place cel mai mult, eu să vă povestesc așa un pic. Sunt persoane, de exemplu, care vin și poate la început nu înțeleg dacă li se potrivește. Păi, noi avem informații pentru ei să stea liniștiți, deci compania oferă și o garanție. În cazul în care persoana, deci la final de curs, a înțeles că păi, nu îi se potrivește, că nu a înțeles ceva. Atunci, deci noi returnăm banii înapoi. Deși asta se întâmplă foarte rar. Pentru că practic 95% deci din oameni au succes, adică termină cu brio acest curs. Și mai sunt uneori unii care își cer banii înapoi, deci noi nici nu întrebăm care este motivul. Deci compania este foarte deschisă la capitolul ăsta. Deci pentru persoanele care poate cred că nu știu dacă este potrivit, păi această garanție, iată, practic îl ajută să ia decizia mult mai rapid. Adică tu vrei să zici că chiar dacă treci cursul până la capăt și zici că, băi, eu n-am înțeles nici o babă, întorceți-mi banii, voi întoarceți banii? Exact. Să nu înțeleagă nicio boabă, nu, este clar, imposibil. Este pentru imposibil. Că suntem pentru acasă, există un proces, o metodologie care este gândită astfel încât să explicăm într-un limbaj foarte simplu. Deci noi nu complicăm lucrurile. Trading-ul chiar este un domeniu simplu. Deci, asta este unul din mituri pe care eu, ca marketer, inclusiv în compania Double Case, vreau să-l spulber. Așa. Este un domeniu simplu. Îți trebuie doar 4 săptămâni ca să înțelegi ce ai de făcut și cum tot funcționează. Deci nu trebuie 4 ani să învăț la universitate, de exemplu. Mm-hmm. 4 săptămâni, practic, înțelegi exact. Le reușești pe toate. Mm-hmm. Exact, și este simplu. Da, păi nu, dar cursul ăsta de trading e, sau la cursurile astea pot veni inclusiv și adolescenții. Ca să devină independenți financiar. Dar și, e și o educație financiară, că vorbeam și cu colegii tăi. Exact, noi avem multe cazuri când vin persoanele împreună cu părinții, de exemplu, cu mama sau cu tata. Uneori mama și tata participă, alteori pur și simplu a dus copilul, de exemplu, fetița a lăsat-o la lecție, după care o ia acasă. Deci, respectiv, sunt persoane începând cu 14 ani până la 55. Uite, știi ce mă gândeam eu acum? Noi, moldovenii, sau mai exact oamenii în ietate, bunicii și așa mai departe, nu sunt atât de open mind cum ar fi pe internațional. Acum, cei de pe internațional, bunicii, având
fonduri de rezervă, că și ai noștri au. La care noștri, la ciorapă, da, 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 dacă vor o pensie mai mare, măi, o parte din ciorapul ăla îl puteți investi cumva în trading și puteți tranzacționa, pentru că de acolo ușor așa bănuții vin. Tic-tac, tic-tac. Banii trebuie să circule. Dacă ținem la ciorap, inflația ne papă și nu rămâne nimic într-o fina. Absolut. Și inflația este o chestie care e permanent și ea de regulă nu merge în jos, adică ca să știe toată lumea, e mare parte merge în sus și asta că deflație foarte, foarte rar se întâmplă, mai mult este inflația, așa că dacă crezi că banii ăia de la ciorap cumva o să aibă o valoare mai mare cândva, greșiți amarnic, da? Cum ar veni, inflația nu bate cu bățul. Exact, exact. Deci, prieteni, aveți puțin timp la dispoziție să mai trimiteți. Bun că mesajele care vin acum bănuiesc eu că o să vină pentru săptămâna viitoare. Exact, da, că tot vin și receptiv, da. Asta este foarte bine. Din mesajele care au venit până acum o să extragem, da. Da, cum te ajută cunoștințele din trading să iei alte decizii în alte sfere ale vieții, de exemplu? Trading m-a învățat foarte mult să calculez care ar fi acele probabil riscuri, dar probabil cuvântul risc sună cam așa. Așa, cam dur. Ce ar putea să meargă așa cum nu mi-am planificat eu? Deci este o gândire mult mai pragmatică. Deci încerc să analizez, ok, dar în cazul în care nu merge așa cum eu m-am gândit, care ar fi planul A, planul B, planul C? Și asta este o gândire care te ajută peste tot, și la slăbit, și la condus, și la când vrei să avansezi în carieră și într-o relație, și absolut peste tot. Pentru că ochelarii roz cumva dispar și atunci începi să vezi viața așa cum ea este. Și ea nu este întotdeauna perfectă. Exact. Bă, și un lucru simplu, te ajută când să-ți faci plinul la mașină, pentru că știi exact cam când scade prețul barilului de petrol și știi că, băi, într-o săptămână prețul la noi scade. Mă duc să fac plinul. Nu mai economisesc acolo câteva sute de lei. O să zici că apare așa un grafic în viața unui om, da? După care te conduci. Da. Și în alte sfere ale vieții. Uite, datorită acestui trending. Da. Știi că ai un plan, da? Da. Plan A, plan B, plan C. Foarte interesant. Nu știu, suntem gata să vedem câți potențiali câștigători am avea astăzi. Acuși o să strâng. 28 erau, da? Mesajele de vinerea trecută le-ai inclus în calcul? Toate sunt aici, da. Nu, în calcul de... Vinerea trecută, da. Le-am inclus în tabel. Da. Adică de azi, le punem acolo, erau 28, dacă nu greșesc eu. Și mai avem câte sunt acum. 9955, dacă reușiți acum câteva secunde repejor să mai trimiteți un SMS cu parola bani. Efectiv, aveți marea posibilitate și ocazie să câștigați un curs de trading în valoare de 9.000 de lei. Așa. Pentru că în secunde numărate facem extragerea, vedem cine, totul e transparent și o să vedeți, vă veți convinge. Da, am aplicația în față, random.org, așa, o să dăm chiar în direct aici să vedem din câți potențiali câștigători alegem unul. Așa, da. Imediat le inclus pe astea patru care au mai venit. Deci deocamdată avem minimum 32. Aici, minimum 32, da? Dacă... Erau 28, dacă nu greșesc. Eu list acolo. Okay. Imediat, eu link-ul. Săptămâna ce dacă tu ai calculat acum mai repede. Exact. Așa. Ok, hai să vedem. Da, 32. De la 1 la 32. Hai. La 32? Da. 32. Bun. Așa. Hai să vedem aici. Avem momentul. 1, 32. Imediat dăm la cameră ca să vedeți. Hai să dăm aici. Ok. Se vede. Adică... Okay. Hai să dăm un generate și ne dă numărul 12, uite. 12, da. Aproape în jumătate. E 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ia uite ce mesaj spune, mintea spune, mă, dar vezi că aici sunt numere de telefon, așa că mai bine, hai că zice, mintea spune dacă ești de 155 de 55 de kg, ești sub valiușa, 9x2, nu știu ce, dar este și cuvântul bani aici, da? În mesajul ăsta este Mihai, cu 4 de 9 la sfârșit. Ia el știe, sunăm, să vedi că îmi bani treaba. Ia Mihai, să vedem. Mai că te sunăm, mă. Hai, să vedem ce face Mihai. Vezi numărul, da? Așa. Imediat îl sună pe Mihai. El a combinat și ce este foarte bine că a combinat tema noastră de discuție și cu cuvântul bani, așa, și a combinat două chestii utile și plăcute, de ce nu, să câștige poate și în concursul nostru și în concursul partenerilor Double Case. Hai să vedem. Ia, să-l auzim pe Mihai. Oxana, dacă vrei poți să-ți pui căștile ca să-l auzi și tu pe Mihai. Alo? Alo. Bună dimineața! Bună dimineața! Tu ne asculți acum? Da, sigur, cum? Ia spune, fratele meu, tu ce faci în general? Sincer, am venit dintr-o deplasare și stau în pat. Băi, Mihăiță,
Ia uite ce am remarcat eu. Deci tu ai câștigat cu mesajul de nu știu când. Da, așa. De acum fii atent.